Bună dimineața, vă salută Tatiana. M-am reîntors la dumneavoastră, adresându-mă din nou doamnelor începătoare cu un nou tutorial. Și astăzi voi lucra pentru dumneavoastră acest clopoțel, care în practică este unul și același, doar că eu am modificat un pic modelul original, obținând acest model. Acesta este modelul original. Pentru a lucra acest tip de clopoțel, eu am folosit firul de bumbac accesibil cu croșetul numărul 3 și numărul 4 și am ales acest fir deoarece nu necesită apretare. Este mai dificil să apretăm clopoței. De data aceasta însă eu voi folosi croșetul cu numărul 2, care va da ținută lucrării noastre. Am ales culoarea albastră, deoarece brăduțul meu este alb și îmi place să pun culoarea albastru, deci și globuri și tot ceea ce realizez. Fiind prezentate acestea, eu propun să începem modelul de bază. Eu îl numesc clopoțelul în 5 minute, deoarece este foarte, foarte ușor de executat. În cercul magic, după cum vedeți, l-am format deja, voi lucra pentru început un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Așa cum vă spuneam, acest model poate fi lucrat în culoarea dorită de dumneavoastră. După ce am lucrat cele 3 ochiuri de lanț, voi continua lucrând piciorușe duble, iar primul rând va fi format pentru clopoțelul care l-ați văzut aici din 20 de piciorușe duble. Însă, dacă doriți ca acesta să fie un pic mai larg, puteți pune 24 de piciorușe. Important este să fie divizibil cu 4. Deci facem piciorușe duble, eu voi pune un număr de 20 și apoi ne vom întâlni pentru a continua lucrarea. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat cele 20 de piciorușe duble, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. După care voi face un ochi de lanț, firul pe croșet și voi intra în corespondența aceluiași picioruș lucrând un picioruș dublu. De ce am făcut această mișcare cu ochiul de lanț? Pentru a nu avea acel gol în lucrare. De foarte multe ori lucrând piciorușele duble, se întâmplă că locul unde închidem să nu fie perfect și atunci pentru a acoperi acel gol am făcut ochiul de lanț, după care am făcut piciorușul dublu. Acest rând voi continua cu același număr de piciorușe duble, 20, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Însă, în momentul în care vom închide rândul, va trebui să fim atente să nu luăm ochiul de lanț precum unul dintre piciorușele normale. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi închide în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, cu fir alunecat, cum închidem lucrările noastre de obicei. Iar acum voi face din nou acel ochi de lanț, firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face un picioruș dublu, firul pe croșet, lucrăm cel de-al doilea, 2, 3,
iar următorul vom lucra o înmulțire. Deci vom lucra trei piciorușe duble, așa cum se găsesc, iar cel de-al patrulea va fi înmulțit. Vom lucra în felul acesta de jur împrejur, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 25 de piciorușe duble. Voi face cea de-a doua înmulțire, după care vom lucra singure. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat ultima înmulțire, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș, voi face ochiul de lanț, firul pe croșet, voi face primul picioruș dublu și apoi voi continua cu piciorușe duble pe întreg parcursul rândului și vom lucra 25 de piciorușe duble de două ori, deci două rânduri de câte 25 de piciorușe duble. Este ușor, iar noi ne vom întâlni după ce lucrăm aceste două rânduri. După cum vedeți, aici nu se vede unde am închis rândurile. Am ajuns și la capătul celor două rânduri de câte 25 de piciorușe duble. Voi închide în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi face același ochi de lanț, firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face piciorușul dublu, după care voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu. Sper să nu ies din cadru. Cel de-al treilea picioruș dublu, după care voi face din nou o înmulțire. Deci din nou vom lucra 3 piciorușe duble urmate de o înmulțire. Deci aici va fi înmulțirea. În acest mod vom lucra pe întreg parcursul rândului 3 piciorușe duble urmate de o înmulțire. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi închide ca de obicei cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi face ochiul de lanț inițial, apoi piciorușul dublu în corespondența aceluiași picioruș din rândul anterior. Iar acum, cine dorește ca clopoțelul să fie plin, va lucra toate piciorușele așa cum se găsesc. Cine dorește să aibă acest model ajurat, vedeți ce bine stă chiar dacă nu este apretat, va lucra în felul următor. Deci am făcut deja primul picioruș dublu, vom face un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, vom sări un picioruș și vom intra în următorul. Vom face piciorușul dublu, din nou un ochi de lanț de separare, vom sări un picioruș, vom intra în următorul, în felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Însă, din nou repet, cine dorește să fie întreg plin, așa va lucra picioruș cu picioruș. Eu prefer această opțiune. Și vom continua un picioruș dublu, un ochi de lanț, vom sări un picioruș din rândul anterior, din nou picioruș dublu, ochi de lanț, pe întreg parcursul rândului. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând, după cum vedeți aici mi-a rămas doar un picioruș dublu din rândul anterior, aceasta înseamnă că am lucrat corect. Voi închide cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, după care voi intra în corespondența spațiului format din ochiul de lanț cu fir alunecat și voi face două piciorușe scurte, unu și cel de-al doilea. Voi intra în următorul spațiu, voi face un picioruș dublu, un picioruș dublu redus, firul pe croșet și voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț
de separare, firul pe croșet, urmează un nou picioruș dublu, un picioruș dublu redus. Acum știți cum este piciorușul dublu redus, urmat de un picioruș scurt. În următorul spațiu voi face două ochiuri, două piciorușe scurte. Sunt toată strălunată, este foarte devreme, la mine este aproape 4 dimineața. După care voi intra din nou în corespondența următorului spațiu și voi lucra piciorușul scurt, piciorușul dublu redus, piciorușul dublu. Două ochiuri de lanț de separare, un picioruș dublu, piciorușul dublu redus, un picioruș scurt. Vom intra în următorul spațiu și vom face două piciorușe scurte și vom continua în felul acesta de jur împrejur pentru a obține această danteluță. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns și la sfârșitul rândului, după cum vedeți, deoarece am lucrat în mod corect, locul unde va trebui să închid lucrarea este exact spațiul de unde am pornit cu cele două piciorușe scurte. Acum, cu fir alunecat, voi închide lucrarea. În primul picioruș scurt, vom scurta firul și îl vom ascunde dedesubt. Partea frumoasă a acestui proiect este că nu trebuie apretat, așa cum vă spuneam la început. Iar dacă doriți să îl decorați, bineînțeles, puteți decora în modul în care credeți dumneavoastră. Iar aici, pentru a întregi, puteți pune o mărgeluță cu firul transparent sau puteți face un șnuruleț croșetat. Eu deocamdată l-am făcut în acest mod. Voi ascunde acest capăt de fir dedesubt și nu pot face altceva decât să vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți, tuturor celor care lăsați comentarii. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, aceasta mă ajută să merg mai departe, deoarece este oricum un pic dificil, dat fiind ritmul zilelor de muncă, este un pic dificil. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, să distribuiți. Pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității, în felul acesta mi dați o mână de ajutor. Urez spor la lucru doamnelor care doresc să lucreze acest tip de clopoței. Iar eu închei, ca de obicei, spunându-vă să aveți o zi minunată, vă doresc multă sănătate, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. La revedere!